vă mulțumesc pentru răbdare și pentru faptul că puteți disocia între sunete și zgomote. Și am să încep cu o formulă pe care am ales-o special în ideea că s-ar afla aici un reprezentant al celor despre care e vorba în carte. Prin urmare, vă mulțumesc că ați venit la Gaudeamus în ciuda interperiilor și sper ca această carte să se vândă peste cele mai vesele predilecții. Făcut această introducere, să trecem la titlu, de fapt, pentru că aici, la titlu, s-a întâmplat ceva. Titlul acela, pe care îl vedeți pe coperită, este greșit. Și s-a făcut această observație judicioasă de oameni care și-au luat din timpul lor prețios și au intrat pe pagina de Facebook a editorii. Eu neavând așa ceva, pentru că ar fi intrat și la mine, și au atras atenția pe tonuri cordiale, dar eu știam că se spune oricui sau oricărui om, sau pe tonuri mai puțin cordiale. Învață bă să scrii este expresia unei îngrijorări legitime, câte vreme analfabetul din mine a reușit să corupă și să prostească și un post TV care găzduiește, ce credeți, o emisiune de limba română. Asta n-ar fi nimic, dar cu o forță de seducție de care autorul nu se știa capabil până nu de mult, el a reușit să fascineze și editura și să o coboare la acel nivel de analfabetism în care nici redactorul, nici corectorul, nici cel care dă bunul de tipar, nici graficianul, nimeni nu observă că acest text, acest titlu este greșit. Prin urmare, eu mi-asum greșeala și îmi asum și lipsa ghilimelelor. Ghilimelele sunt un lucru în care cred, spre deosebire de alții premieri care n-au crezut și pe vremea cărora ele nu erau în funcțiune. Erau. Nu cred că au fost retrase de când am făcut eu școala și până când a făcut-o Victor Ponta. Al doilea reproș a fost, bine, glumă, dar să știm și noi. Și atunci, de ce nu puneți ghilimele dacă vreți să glumiți? Și am răspuns din două motive. Unu, pentru că e idiot să explici poanta unui banc după ce ai spus banc. Deci lumea râde și tu îi spui, păi stai să vedeți ce am vrut să spun. În al doilea rând, pentru că există o sumedenie de titluri care constituie replici, care constituie decupaje din trecut și care nu au ghilimele. Cui e frică de Virginia Woolf, nu are ghilimele. Este o replică, da? Trăiește-ți clipa, este Carpe Diem, din Antichitatea Latină și este titlul unui roman al lui Saul Bellow. Nu are ghilimele. Prin urmare, nu văd de ce ar fi trebuit să pun eu ghilimele la orice om îi este teamă. Formula completă a citatului este: orice om îi este teamă de o plângere penală. Nu orice, sau nu oricui, sau nu oricărui om. Ar trebui să le fie teamă celor care se simt cu musca penală pe căciuri. Pentru că, alminte, în condițiile atenției ale unei justiții adevărate, n-ar trebui să fie teamă de o plângere penală. Lucrurile s-ar rezolva în instanță. Sigur, dacă a apărut cuantilismul în pictură, poate apărea și dăncilismul în politica de astăzi. După cum, dacă Elena Ceaușescu spunea codoi, Viorica Dăncilă poate să spună 20-20. Sunt lucruri care se leagă între ele și sunt lucruri care vorbesc despre o ștafetă a imposturii, despre o ștafetă a analfabetismului și a mediocrației în democrație. Dar analfabetismul și proasta exprimare și comanda imprecisă asupra limbii române sunt doar o parte a problemei. Partea cea mai gravă din punctul meu de vedere mi se pare selecția negativă care acreditează în posturi publice oameni fără competență și fără autoritatea competenței. Oameni care, miniștri fiind, pot fi mutați de la cultură la agricultură pentru că amândouă sunt cu cultura. Oameni care pot fi astăzi la sănătate, mâine la finanțe, poi mâine la fonduri europene. Pentru că se pricep la toate. Pricepându-te la toate și având o asemenea anvergură, de fapt nu te pricepi la nimic. Cartea este structurată pe 7 capitole. Două dintre aceste capitole au un destinatar precis și exclusiv, un protagonist precis și exclusiv. Un protagonist și numai mulți.
E vorba de capitolul inaugural, care se cheamă Meditații la dăncineză. Dăncineza este una dintre limbile care probabil vor avea câștig de cauză la Uniunea Europeană, dacă vom mai fi pe acolo. Mai există un afluent al dăncinezei care se cheamă vasileza, care este o limbă de extracție mai nouă, nu e o limbă vintage, cum amenință să fie dăncineza. Este limba ministrului muncii, care inventează formule din categoria corectarea salariilor în jos. Adică nu vi se spune, vi se taie salariul și pensiile, vi se spune, vi se corectează în jos. Formula nu e proastă, e parșivă. A corecta are o sarcină pozitivă. Corectezi ceva, adică îl îndrepți, îl faci din rău bun. A corecta salariile în jos înseamnă a tăia. Dar accentul cade în acest discurs pe corectat. Așa că se întâmplă exact ceea ce spunea domnul Gabriel Inceanu ceva mai devreme, la lansarea cărții dumnealui, și anume, cuvintele ne sunt furate. Sunt puse în alt context, sunt răstălmăcite, iar discursul devine un discurs paralel ca statul. Ca statul paralel, bineînțeles. Pentru că ultimul capitol al cărții se numește Într-un distic sensibil, frunză verde mușețel, unde-i statul paralel? Răspunsul încă n-a venit, noi știm că el amușină, e pe aici, pe lângă noi, e infiltrat, e peste tot, e ca partidul pe vremuri, în cele ce sunt și în cele ce mâine vor râde la soare, dar nimeni nu i-a identificat capitala, limba oficială, moneda. Moneda este dolarul sărășist, asta măcar atâta lucru știm și ne consolează, pentru că înseamnă că n-am stat degeaba prin Piața Victoriei, cu sau fără câini. Însă, în paralel sau în subteranul exprimării precare, se instalează gândirea precară. Este o gândire care la un moment dat îi joacă farse celui care pune în unde diverse năzbâtii și aberații. Bunoară, doamna Norica Nicolae, pentru că am dat PSD-ului ce al PSD-ului, dar și lui Alde Tăricianu și lui Alde Nicolae, ce li se cuvine, sunt parteneri. Da? Doamna Nicolae spune la un moment dat, e foarte greu să te lupți cu statul paralel, care a schimbat din funcție doi premieri într-un an. Noi știam că premierii au fost schimbați după o decizie a președintelui PSD, Liviu Dragnea. Și atunci cine-i statul paralel? Liviu Dragnea. Deci iată cum poate să joace feste pura ostilitate și plăcerea asta de a vorbi fără să spui. Pe urmă mai există un personaj care merită tratament separat și el este, a fost deja evocat, este ministrul agriculturii. Ministrul Agriculturii are însă, spre deosebire de alte personaje aflate la conducere, calitatea, cred, de a fi simpatic, de a fi un soi de bunic arhetipal al guvernului, am zis eu, făcând diferența între bunica, bunicuța arhetipală a PSD-ului, care știm că se află în altă parte și care are altă vârstă. Da? Ei, domnul Daia e un om care te cucerește prin ceva care, politicos vorbind, poate fi numit candoare. Printr-un soi de inocență post-adamică. Printr-un soi de vorbă domoală de asta de om care stă la masă la o țuiculeană cu săteanu, care dezgroapă o sfeclă, care mănâncă o brânză, care se duce în piață. Deci e de-ai noștri din popor. Da? E de noștri din popor, până amintește de Carnipruc Tulcea și de sacrificarea porcilor care trimite la Auschwitz. E, aici lucrurile se complică un pic și peste mintea domnului Daia coboară un soi de pâclă. Există, firește, și un capitol dedicat primarilor. El se numește, e greu să zbor prin parcuri, cu o vorbă a primarului din sectorul unde locuiesc, un primar răsfățat cu două supranume, dacă nu corecte, una este Betoniță, în loc de Negoiță, și cealaltă este Borduriță, pentru că în delegicirile predilecte, cred că am spus bine predilecte ale dumnealui, sunt plantatul de borduri peste tot și betoane în loc de iarbă. Deci, sectorul 3 riscă să devină un soi de echivalent fotbalistic al lui Catenaciu, al lacătului, al betonului, al cimentului, pe care nu-l poți străpunge. Există însă și un capitol din cele 7, mai spre finalul programului, cu un titlu care pe mine m-a cutremurat când l-am auzit pentru prima dată, când am auzit cuvintele pentru prima dată. Pentru că putem.
Asta e cheia, de fapt, da? Oamenii ăștia fac așa ceva pentru că pot. Pentru că putismul, învecinat geografic și ideologic cu pentru că putinismul, că nimic neîntâmplător pe lume, acreditează un soi de spirit discreționar și de cultura sfidării. Oamenii ăștia fac lucrurile pe care le fac, fiindcă pot să o fac, fiindcă nu au ripost, fiindcă pot râde, pot disprețui și pot sfida la nesfârșit. Firește, există și un capitol care îl preia eticheta și replica unui personaj, unui secretar de stat la Ministerul Agriculturii și el se ocupă de tuta. Acum noi știm ce e tuta la propriu, am aflat de la Ministerul Agriculturii, ce e la figurat știam din dicționar. Da? Iar capitolul se cheamă tuta relativă, tuta absolută, fiindcă orice om care îi place gramatica trebuie să accepte ideea de superlativ relativ și ideea de superlativ absolut. În fine, există acolo și un capitol rezervat justiției, capitolul se cheamă Oarbă în țara chiorilor. Și e vorba aici despre domnul Iordache, despre domnul Toader, despre alți domni și alte doamne care fac din justiția română victima unui viol cu prelungiri și fără un sfârșit anticipat. Cam asta e cartea. E o carte la care cred că s-ar cuveni să existe, sau sper că va exista, un râs de primă instanță, un râs de întâmpinare, iar apoi îmi place să cred că râsul ăsta va coagula în jurul seriozității, al gravității și al răspunsului la întrebarea și acum ce faci? Bun, ieșim în piață. Dar ce facem după ce ieșim în piață și după ce ne vom uza? După ce va ploua, după ce va ninge, după ce va fi polei? Ce facem? Întrebarea este pusă, răspunsul există câteva. Am dat un răspuns, o ipoteză, la lansarea de săptămâna trecută la Humanitas Cismigiu, când Cătălin Striblea, participant la lansare, a spus ceva de genul să ne echipuim că peste 100 de ani oamenii vor citi cartea asta și se vor îngrozi. Vor vedea cum a arătat România lui 2016-2018, pentru că această carte, am spus, este parastasul de 2 ani al României sub PSD. Momentul în care m-am simțit obligat să-i spun Cătălin, și dacă nu o să fie așa, eu cu pesimismul meu bine articulat, și dacă peste 100 de ani oamenii ăștia o să citească volumul și o să spună, băi, ce vrem. Băi, totuși erau niște oameni cu ținută pe vremea aia. Era o română vorbită bine încheiată la Toznastor. Aveai un Dăncilă sau o Dăncilă. Aveai un Daia. Aveai un Dragnea. Ne, erau niște personaje care totuși aveau cariură. Prin urmare, mă bucur că ați rezistat. Sper că am reușit să acoper ce e prin împrejurim. Am văzut, am auzit la un moment dat și niște produse corale. Le mulțumesc foarte, foarte mult lui Ioan Stanomir și lui Gabriel Iiceanu și vă stau la dispoziție de acum încolo. Mulțumesc mult!